Guvernul va aproba, la o ședință de vineri, o creștere a salariilor bugetare, potrivit agendei furnizate de executiv. De asemenea, guvernul are alte două proiecte de urgență în ordinea acelei zile, ceea ce a schimbat legea tatălui și alte concedii care au adus modificări ale legii cu privire la venitul minim. Astfel, legea normativă este propusă să furnizeze, începând cu august, de la un sfert din diferența dintre salariul de bază dat de cadrul legii NR 153/2017, cu următoarea modificare și finalizare, pentru 2022 și în decembrie 2021. Această măsură este motivată de faptul că actuala criză produsă de pandemie COVID-19 a fost determinată la nivel național pentru a face unele etape economice și economice care produc dezechilibre la nivelul indicatorilor macroeconomici și în absența pașilor concreți și rapide, va fi vulnerabil în plus. Categoria de date a persoanelor care sunt supuse reglementărilor de urgență, prin reducerea puterii de cumpărare, cu un impact semnificativ asupra standardelor populației și prin consolidarea riscului de sărăcie extremă, a scris Agerpres. Cu alte reglementări de urgență, executivul va reglementa, de asemenea, mai multe etape temporare în ceea ce privește activitatea funcțiilor publice prin transfer pe baza cererii. Proiectul de lege normativă reglementează normele care facilitează organizarea și planificarea resurselor umane mai bine decât administrația publică, în perioada în care lucrează sau verifică poziții goale sau temporare, în conformitate cu GONR 80, amânat. În acest context, șef de acord a autorității publice sau a instituției în care sunt numiți funcționari publici devin obligatorii dacă funcționarii publici se transferă la autoritate sau alte instituții publice, arată fundația proiectului. Guvernul va modifica, de asemenea, cu reglementări de urgență, legi în concediu de la tatăl NR 210/1999. Astfel, reglementările actuale trebuie modificate, în sensul de a da concediul și beneficiile tatălui legate de toți stații care au calitatea lucrătorilor cu contracte de muncă sau rapoarte de servicii, încheiate în conformitate cu legea și ștergerea dispozițiilor care se referă la calitatea asigurată. Deținătorii în sistemul de asigurări sociale al țării. În același timp, a fost introdusă o prevedere în care a asimilat următoarea categorie de persoane, cu un contract între 1.